Continuăm, dragii noștri, să ne petrecem aici la EMI TV. Doamna Rodica, mi-ați plăcut, ați doinit. Da, vă Mie-mi mulțumesc plac din oamenii suflet. care doinesc. Mulțumesc din Frumos, suflet. felicitări. De Vă unde mulțumesc aveți din doina? suflet. Cu maestru ați făcut-o sau Da, o cu domnul sculeso din maestru, zonă domnul și ați... Panica și asta a fost... Microfonul aproape de guriță. Eu am compus o piesă. Ce frumos! Și linia melodică tot Cântați de eu. micuță, așa e? Da, de la Și 8 de ce ani. a venit așa târziu fructificarea asta? Nu ați putut, nu ați vrut, ați pus pe primul plan familia. Da, doamna Elisabeta, am avut niște probleme foarte mari în viața mea. Îmi pare rău, dar niciodată nu-i târziu pentru nimic. Până la urmă, cântecul e la suflet și uite că au venit acum în viața dumneavoastră. El e de mult, însă acum ați făcut Da, înregistrările și da. să vă vadă și lumea și să vă asculte, că Mi-am dorit are ce foarte vedea și mult are ce să asculta. vin la dumneavoastră în emisiune. Este pentru prima Da, dată. și ați făcut niște înregistrări reușite Dar cu maestru. nu Vă v-a rog. spus că este nepoata lui Mia Braia. N-am știut. Vai, ce Da. frumos! Deci, Rodica Braia, n-am făcut deloc legătura, ce frumos! Păi Sunt de... nepoata lui Ioana și lui Mia Braia. Tatăl Ia meu a uzi. fost verișor primar cu Deci veniți, dumnealor. chiar vreau să vă îndemn, să vă întreb dacă în familia noastră a cântat cineva. Păi aveți Da, moștenire și frumoasă! dumnealor sunt de la Sâmbotind, de la mine. Amândouă au Da. fost, dar v-am spus, așa m-a dus viața să M-a dus viața am, în sus și în jos, dar până da, la urmă am v-a avut adus aici loc, la EMI-TV și e frumos da, până și la urmă, da? m-am căsătorit, am doi copii frumoși, dar am născut o fetiță cu sindromul Down. Vai, îmi pare rău, îmi pare rău. Știți cum e? Fiecare Și nu avem numai viața atât de roz. Am eu un da. cântec care spune viața nu-i lapte și miere. Da. Nu e lapte și miere, dar trecem prin ea, Dumnezeu ne rânduiește pe fiecare. Când să facem ceva, când să... Na, știți cum este. Îi M-a mulțumim ajutat în primul rând foarte pentru tot. mult Domnul Dumnezeu, bunul Dumnezeu, că am ajuns și eu la dumneavoastră aici, Și mi-am dorit. cântecul vă ajută. Eu cred că Da. vă dă viață și vă ține pe picioare. Da? Da, Că vă este și el un mulțumesc. balsam pentru noi, Da. pentru suflet. Vă mulțumesc din Cu suflet drag. și domnului maestru că m-a ajutat să imprim cele două piese și domnilor Și mai profesori facem. și Și mai mai faci. facem, și Mai mai faci. facem. Să ne Abia am început, ajute. doamna Rodica, mai facem. Abia am început să dea Cu timpul Dumnezeu de loc și cu să mai sănătate. facem, să mă țină Dumnezeu Anastasia, ne-ai sănătoasă. cântat și tu o melodie foarte, foarte sensibilă cu părinți, cu despre părinți și îmi spuneai tu că ai și ceva noutăți. Da, următoarea piesă pe care o voi cânta este piesa mea proprie. Am lansat-o acum câteva zile și De, ia uzi, ce se frumos! numește Stau Neicuță cu al tău dor. Stai necuță cu al tău dor și vrei să aduci mulțumiri cuiva pentru... Mulțumiri doamnei Simona Ionașc, profesoara mea. O salut cu drag și ne-a O promis o pupăm. emisiune, fiată. Super, Da, super. de-abia aștept. Le salut pe surorile mele, pe bunica mea, colegii de la muzică și pe toți cei care ne privesc. Ia spune, mai ai avut activitate așa? Te-am tot văzut, festivaluri, Am spectacole. avut, am Nu ți-au avut. stat piciorușele pe acasă? Nu, nu. Da? Cum în Valea Jiului sunt zilele orașului și tot felul de evenimente, Activități, da. suntem chemați peste tot. Asta e un lucru bun, că trebuie să avem activitate, că suntem Așa tineri, e. că suntem mai puțin tineri. Activitatea ne menține în formă până la urmă, nu? Și mai vreau să mulțumesc lui Costel Șerban, prietenul nostru de acolo, care ne face tuturor piesele și ne ajută cu studioul, cu instrumentele și mi-a făcut și linia melodică. Foarte frumos că nu putem uni fără alții, noi nu putem să Exact, facem singurii exact. cântece, avem o orchestră în spate, Așa e. avem ajutor și se cuvine să le mulțumim și să le aducem mulțumind fiecăruia în parte. Eu îți doresc succes, probabil o să vină și un videoclip frumos, Da, nu? Nu l-am știu că pus cu ești o tot cu fată videoclip, da. muncitoare. Mă bucur, mă bucur Mulțumesc. pentru tine că muncești mult și asta se vede. Ia Mulțumesc să mult. vorbim cu cine? Măi, Mariane, măi, Mariane, ce stai tu aici așa? Trebuie să mai vorbim și cu tine. Ești tu așa în minoritate, ești, dar trebuie să vorbim despre planurile tale de viitor, despre, nu știu, despre evenimente. Ia spune-mi, nu ți s-a întâmplat de când sunt la evenimente? La evenimente cânt de la vârsta de 16 ani. Și de la 16 ani până acum, așa, că nu spun câți ani ai, că Păi nu se secretul spune vârsta, de da? cioban nu se spune, Da, deci la secretul de noi, cioban nu se cu spune. această ocazie Dar ai îl avut vreodată, salutăm. scuză-mă, vreo Ciobănică. întâmplare,
haioasă sau mai puțin haioasă, de care ți amintești așa repejor să ne spui? Îți vine în minte? Da, am avut împreună cu colegii mei de formație, care ei sunt cei care mănâncă zilele pe la evenimente, zilele de zi cu zi, și cu această ocazie salut pe toți cei trei membri din formație, pe Adelin Lăbău, organist, armonie plus solistică, și cele două soliste, Rebecca Ulmeanu și Mădălina Chierescu. A, păi te provoc să vii odată cu ei live aici la emisiune. Le-am propus, deci de când le propun să vină, să vină toți la emisiune, să facem aici. Da, să vă vadă oamenii și în formula asta, dacă tot cântați la evenimente, nu? Sigur. Ți-am luat, vrei să aduci mulțumiri cuiva, cred că domnului primar. Sau domnului primar de la Polovraci, pentru că la noi, la Ciobani, banii, oile și mândrele nu se zic. Aha, de unde știi tu vorba asta? Și eram la un, dar să vă mai spun o glumă, eram la un spectacol, parcă la Festivalul Taragotului, la Vața de Jos în Hunedoara, și am întrebat tot așa cineva acolo câte oi are. Ghiți ce o răspuns. Câte vezi acolo, adică el arăta spre public. Ha, ha, deci numeroase, da? Cât e publicul de numeros, atâtea oi avea domnul. Sau... Sigur. Da. Salutăm vă rog, vă rog, vă rog. Domnul Gheorghe Epure. Salutăm și noi, nu am avut ocazia salutăm să colaborăm pe acolo pe așa, dar domnul Epure, TV domnul și primar de la Polovraci, și spun în direct... Are o brânză extraordinară. Și eu am brânză. Nu știu să vedem, n-am gustat-o. Eu am văzut-o. Colegii mei vor să guste brânza și de la tine și de la domn primar. Da, fac și eu un anunț, deci am brânză de vânzare. Cei care... Nu! Publicitate, vezi că punem noi anunțul pe EMI-TV, cum să nu? Ne costă. Hai să dăm drumul la muzică. Sălcioară, sălcioară, mi-aduci dor în inimioară. De valea copilăriei și de puful păpădiei. Veneam de copil aici, numai mie și nopici. L-așteptam pe mica seara, când de floră tămâioara. Veneam de copil aici, numai mie și nopici. L-așteptam pe mica seara, când de floră tămâioara. Soarele când a sfințea, dulce-ți miros se aflorea, măi. Stăteam la umbriță jos, cu neicuța-l meu frumos, măi. Grenjile ți le-a plecai și cu drăgă de posteai. Și atunci când adia vântul, tu acoperi pământul. Cu ale tale floricele, noi făceam covor din ele. Și pe al florilor covor, mica mă iubea cu dor, mă sărut.
părinte. Când rămân singuri în casă și stau singurei la masă, nu-i lacrima mai fierbinte ca lacrima de părinte. Când rămân singuri în casă și stau singurei la masă, te-ai părinți și sunt în viață, nu le da lacrimi pe față, fă-le bătrânețea soare, că într-o zi greu te doare. Te-ai părinți și sunt în viață, nu le da lacrimi pe față, fă-le bătrânețea soare, că într-o zi greu te doare. Căsuța părintească, nimic n-o s-o răsplătească. Lacrima de mamă bună, când copiii se adună, la căsuța părintească, nimic n-o s-o răsplătească. Te-ai părinți și sunt în viață, nu le da lacrimi pe față, fă-le bătrânețea soare, că într-o zi greu te doare. Te-ai părinți și sunt în viață, nu le da lacrimi pe față, fă-le bătrânețea soare, că într-o zi greu te doare. Nu plecați, nu-i părăsiți, că-ntr-o zi veți fi părinți. Voi copii să-mi luați povață, cât aveți părinți în viață. Nu plecați, nu-i părăsiți, că-ntr-o zi veți fi părinți. Te-ai părinți și sunt în viață, nu le da lacrimi pe față, fă-le bătrânețea soare, într-o zi greu te doare. Te-ai părinți și sunt în viață, nu le da lacrimi pe față, fă-le bătrânețea soare, că într-o zi greu te doare. Foi verde, margarida.
suflet. În a inimii grădină s-a pristare rădăcina. Decât de la primul zâmbet mi-a colțit dragostea suflet. În a inimii grădină s-a pristare rădăcina. Când ți-am dat și-o sărutare, dragostea a făcut floare. Și-o îngrijesc cât pot de bine, că e floare de la tine. De-ar fi să scriu pe-o hârtie dragostea ce suporție și inima mea ce simte. N-aș putea că nu-s cuvinte. Mi-a fost bună, iar că plesau ești departe, numai de opta ta-n parte. Când stau cu tine împreună, simt că soarta mi-a fost bună. Iar că plesau ești departe, numai de opta ta-n parte. De cusur și până în seară, gândul doar la tine-mi zboară. Iar noaptea mă rog la stele să apari în visele mele. De-ar fi să scriu pe-o hârtie dragostea ce suporție și inima mea ce simte. N-aș putea că nu-s cuvinte. Florșile viorează. Ai venit la mine viață, căruia de dimineață, care în zore se așează, pe florșile viorează. Îți simt iubirea curată și faci inima să-mi bată. Ea spune că-i fericită, că de tine sunt iubită. De-ar fi să scriu pe-o hârtie dragostea ce suporție și inima mea ce simte. N-aș putea că nu-s cuvinte. De-ar fi să scriu pe-o hârtie dragostea ce suporție și inima mea ce simte. N-aș putea că nu-s cuvinte. Mai crescut
Am grijă și eu de tine, cum ai avut tu de mine. Tu m-ai crescut singura, nu te las, măicuța mea. Frumos, felicitări, Amelia, o melodie plină, plină, plină de încărcătură emoțională. Vrei să vorbim așa un pic despre, nu vreau să te întristez, dar tu duci cântecul Victoriței Cică mai departe și tot ce te-a învățat ea despre tainele cântecului. Și da, vreau să salutăm și pe Cătălin, pentru că știu că te însoțește la drum, și pe mama ta. Și mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea pe care ne oferă atât mie, cât și grupului vocal Mlădițele Oltului, format de doamna Victorița Cică. Da, într-adevăr, și această piesă și cea de dinainte pe care am cântat-o sunt piesele doamnei Victorița. Sunt onorată să-i cânt piesele și îmi face o mare plăcere. Dânsa a fost ca o mamă pentru mine. Știu, asta a ținut foarte mult la voi toți, dar așa la tine este. În mod special. Așa este. Eu am fost și de foarte mult timp în grupul Mlădițele Oltului. Mm-hmm. Am văzut că mergi și singurică și... pe la spectacole, da, pe la așa este. Festivaluri. Adică îmi urmez și cariera profesională, normal, personală. Normal, așa și trebuie. Dar sunt alături și de fetele din grupul Mlădițele Oltului și le susțin. Să rămâneți unite. Și sper să rămânem unite cât mai mult timp și să ducem ceea ce doamna a început. Da, cum să nu, de acolo din cer se bucură pentru voi și vă vechează. Sunt convinsă. Da? Mulțumim convinsă. Că ai fost cu noi și te mai așteptăm. Maestre, ce spuneți că emisiunea e așa pe final și trebuie să vorbim, să ne luăm la revedere, să-mi spuneți, v-au plăcut vocile astea pe care pe unii știți, pe unii poate mă nu. Mă bucur foarte mult că am găsit aceste tinere care au un repertoriu foarte, foarte interesant, foarte, foarte curat. Da, știu că asta vă place cel mai și vă spun sincer că când am auzit-o pe ea cântând... Da, vă gândeați la Victorița, nu? Da, vă cred. Vă cred. Acum, doamna Mioara... Dar ea a plecat prea devreme. Doamna Mioara vrea să aducă un pic de așa, să nu ne întristăm, eu înțeleg. Da, așa este, s-a dus prea devreme. Prea devreme și păcat. Multă lume bună, multă lume, nu că bună, că era... Haideți să vă luați și noastră la revedere și să spuneți și să nu ne întristăm, că noastră știți cu voia bună. Păi dacă ar fi să facem o listă, dragilor... De acolo de unde sunteți dumneavoastră și de aici de unde suntem noi, n-am terminat niciodată, pentru că s-au născut de fiecare dată oameni care au mers până la un moment dat al vieților și s-au oprit atunci când Bunul Dumnezeu a vrut să le cânte îngerilor în da, cer. Așa este. Noi așa. Rămânem pomenim. Cu ei în suflet, rămânem cu cântecele lor așa cum îi facem amintim, cu frumos. Da? Dar trebuie să cântăm, trebuie să râdem, să glumim, să uităm de ceea ce este greu, pentru că oricum avem în lumea în care trăim acum, în epoca în care noi acum suntem, avem vremuri grele, cu soare, lumea cu mult. Dor, lumea cu dor, că aia e fără lumea dor. Lumea cu dor e... Trebuie da. Să avem dor aici pe pământ, să mai iubim, să mai glumim, da, să mai găsim câte un mod de a ne delecta, să mai plecăm într-o pădure verde care încă mai este și nu prea arde. Ce-mi place, doamna Mioara. Doamna Mioara, cred că o să facem emisiuni împreună. Dacă ar fi să facem o emisiune eu și să... O salutăm și pe doamna Luminița Toma și zicem la mulți ani domnului, da? O salutăm și pe Luminița Toma, care cu siguranță este acolo și deja, Stelică, ai fost pus pe listă și nu știu ce ne-a se promis, întâmplă. Ne-a promis, doamna Mioara, că vă aduce aici la Gorj, să-l sărbătorim pe domnul, așa, chiar deci, dacă mai Stelică, târziu. Deci, trebuie să vii și aici la Gorj cu Luminița, cu tot să facem o emisiune aici, cum facem la voi acasă de obicei. Noi cu drag vă așteptăm. De fiecare da. Dată poate când pe 5 vine doamna la emisiune, că la filmare. O să vorbim. Îi salutăm pe toți cei dragi de acasă, și copiii mei, și nepoții mei, și pe cei din Anglia, care este fratele soțului meu și nepoțelul Oliver și toată lumea care ne privește. Încercați, dragii mei, să fiți optimiști, să fiți puternici și să mergem cu toții mai departe cu EMI-TV, să vedeți. Cum să nu? Narcisa, te rog, și tu așa mai pe final câte ceva, da, că ai mai găsit foarte puțin în final, seara asta. Final, da, mai mult cântăm și admirăm pe cei tineri. Nu vreau să închei înainte de a-i ura mamei mele, că tocmai era un cântec așa despre părinți, pentru că peste pe 1 septembrie, mama mea sărbătorește o frumoasă vârstă și să-i dea Dumnezeu sănătate, să fie multă, multă vreme alături de noi, pentru că mă simt și eu copil, cât este
mama. Așa, să ne trăiască mamele, a fost și ziua Doamne mamei ajută, mele. Doamne ajută tuturor mamelor și tuturor să fie bine, că dacă suntem bine, toată lumea este fericită. Și doamna că... Ionescu, vă rog. Și dumneavoastră, așa, pe final, dacă v-a plăcut, dacă ați avut emoții. Mulțumesc mult pentru invitație. Da, am avut emoții pentru că sunt pentru prima dată alături de dumneavoastră. Voi reveni în viitor, atât cu elevii promis, mei. Da. Le-ați promis și vă așteptăm. Și... Da. Da. Și, și vedeți că și pe noastră v-are în vizor. Sigur, și cu domnul Parnica îmi doresc, dacă mă ajută bunul Dumnezeu, să fac piese ca să pot să fac un CD-ul și să-l lansez chiar să-l aici, lasăm aici. Aici la EMI-TV. Mare drag, da. Mare. La EMI-TV se întâmplă lucruri minunate, lansăm și piese. Vă rog. La mulți ani pentru Sfântul Alexandru. La mulți ani, Sfântul Alexandru cine? Alexandru, nepotul meu. Păi ziceți așa, să vă trăiască nepotul. La mulți ani, Alexandru Parnica, să trăiești câți ani? Și Andrei. Și Andrei, așa zice, pe eu primul. Păi da, stați puțin, el e hoț, e sărbătorit de ziua lui și are două prenume. Deci de trei ori e sărbătorit. Da? Asta este, îl iubește tataie, mamaie și vă moștenește? Da. Da? Da, i-am promis că juildul la în Serbia. Ia uite, frumos. Un minuțel să ne voi să vă ziceți noastră ceva pe final. Vă mulțumesc pentru invitație. Am venit a doua oară la dumneavoastră, chiar am început să mă simt ca acasă. Vă mai așteptăm. Da, sigur, o să vin foarte des. Îmi place foarte mult atmosfera și sunteți deosebiți. Mulțumim, Ionela. Ioana. Eu ți-am zis Ionela. Asta este. Ba, Ioana, ba, Ionela. Păi, Curcanu. Curcanu, îl aducem, mergem la maestru acasă, că doamna gătește extraordinar. Te rog. Dacă tot... Și antigaie și eu. Dacă tot au fost atâtea urări, eu țin să-i mulțumesc și o mamei mele, că tot mi-ați admirat costumul. Da, este e vinovată, integral făcut de mama mea. O felicităm, la mulți ani. O să-i urez și la mulți ani pentru ziua ei, urmează pe 4 septembrie și... Fecioarele-s la putere, începe zodia, da? Mulțumim, a fost o emisiune frumoasă, continuăm cu muzică. Cu mine vă revedeți săptămâna viitoare, până atunci aveți ce urmări la EMI-TV, seară minunată! Stau micuță la izvor, în poală cu al tău dor, pe când florile înfloresc și de tine-mi povestesc, măi. De tine și dragostea care ne-a ținut calea, când de mână m-ai luat și întâi m-ai sărutat, măi. Că de tine-mi este dor, ai necuță, necușor, că de tine-mi este dor, dacă iubește, dorurile le-ntâlnește, le arată dragostea pe care cale s-o ia, măi. Pe drum de torocolit, de ochii lumii ferit, că nu-i treaba satului care-i ofu dorul lui, măi. Hai pe cale, măi, necuță, că hai, necuță, dragul meu, să mă ții la pieptul tău. Hai, necuță, dragul meu, să mă ții la pieptul tău, mă.
întâlnit, creangam poma florit, unde s-au stat arban, o verzit o dragostea mă. Pe care în sus și jos umbla dorul bucuros, și pe ploi și vreme bună, pe noi ne ține de mână. Și cu luna între stele, te aștept în brațele mele. Și cu luna între stele, hai necuță, nu mai sta, că te aștept cu dragostea. Te aștept în brațele mele. Și cu luna între stele, te aștept în brațele mele. Și cu luna între stele. Ajută, iartă, noroiule și
Eu
le-a luat și le vor bine, ca-n gorgi în sala mine. Eu le-am luat și le-am păstrat, cu străbunii mi le-au dat. Eu le-am luat și le vor bine, ca-n gorgi în sala mine. Să-ți dau de toate, vezi și tu că nu se poate. Când crezi că ești fericită și ești inima iubită, te trezești că din senin apare în suflet chit. Când crezi că ești fericită și ești inima iubită, te trezești că din senin apare în suflet chit. Și când la vale, așa e a vieții cărare. Suferi tu, suferi și eu, știu inima că ți-e greu. Dar nici eu nu am putere ca să-ți aduc mângâiere. Suferi tu, suferi și eu, știu inima că ți-e greu. Dar nici eu nu am putere ca să-ți aduc mângâiere. Dorim cu cui în brață până-n zori.